Bun găsit! Vineri 18 septembrie a fost inaugurată prima parte a parcului de autobuze electrice care vor face parte din flota de mijloace de transport în comun a diviziei electrice a Societății de Transport Public Local Suceava. Este vorba despre cele 25 de autobuze electrice mari care au fost achiziționate de către Municipalitatea Suceveană printr-un proiect amplu cu finanțare europeană nerambursabilă. Reamintim că o firmă din București a câștigat licitația deschisă organizată de primărie pentru suma de 47,77 milioane lei fără TVA, iar autobuzele electrice au fost realizate în China de puternicul concern ZTE. A spune o zi istorică pentru transportul public din orașul nostru, pentru că începând de astăzi, iată că se schimbă strategia de transport public în orașul nostru, vom avea transport electric 100%. Este un proiect unicat în țară. De ce? Pentru că transportul nostru public va fi 100% electric. Mai sunt și alte orașe în țară care au autobuze electrice, dar au o parte de autobuze electrice, iar restul sistemul clasic, cel pe motorină. Pe lângă cele 62 de autobuze care vor fi în final în această stație de transport electric, în această divizie electrică, și la fel de important vom moderniza toate cele 54 de stații de transport pentru public din orașul nostru, care vor avea acel automat ticketing pentru bilete, vor avea acel afișaj electronic legat de transport, când vin autobuze, unde vin, unde sunt în trafic, la fel un sistem de supraveghere video și, în ultimul rând, stațiile de încărcare, un număr de 41 de stații de încărcare standard și rapide. Vreau să vă spun că acest proiect a luat viață după 10 ani de muncă, atunci când am semnat la Lisabona memorandum pentru transport electric. Am fost singurul reprezentant din România, chiar din Europa de Est, cu orașe importante din Europa, spuneam de Lisabona, Londra, Frankfurt și așa mai departe. Municipiul Suceava a pătimit mult în ceea ce privește poluarea în celelalte vremuri. Știți foarte bine că am avut aici această societate IFA, tocmai de aceea am făcut proiecte ecologice și vreau să vă spun că suntem singurul oraș din țară care avem transportul electric, așa cum se cunoaște pe fonduri elvețiene. Noi am adus mașini electrice la primărie, auto-utilitare, biciclete electrice, trotinete electrice. Astăzi ajung primele 5 trotinete electrice din cele 50. Aceste autobuze costă undeva la 10 milioane de euro, ar veni cam 400.000 de euro pe bucată. La fel de important, ele au autonomie de circulație de 250 km, perioada de funcționare este de 15 ani, perioada de garanție este de 8 ani sau de 500.000 km. La fel, elementul cel mai important la aceste autobuze este vorba de bateria electrică, este foarte puternică, 374 kW, sper să spun bine, și perioada de garanție 8 ani de zile. De săptămâna viitoare vom fi în 2 săptămâni de probă, așa prevede cazul de sarcini, se face proba, mă rog, autobuzul încărcat mai mult, mai puțin, în pantă, în șes. Deci avem probe și în aceste perioade de probă nu se pot face conform cazul de sarcini activități economice. Deci, în concluzie, nu se vor încasa bani. Deci cetățenii vor avea posibilitatea să circule 2 săptămâni gratuit cu aceste autobuze electrice. Prezent la inaugurare, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat conducerea primăriei pentru modul în care a dezvoltat acest proiect. Vă felicit pentru că ați schimbat parcul auto și sunt bucuros și eu că Suceava, într-adevăr, devine, are un viitor de oraș verde. E un lucru excepțional și merită toată aprecierea primarului Lungu pentru că s-a bătut foarte mult la primul proiect pe fonduri elvețiene și acolo am fost alături de el pentru că au fost foarte puține proiecte, dar am promovat pentru Suceava acest tip de proiect. Eu cred că e un câștig pentru cetățeni, pentru călători. Suceava, oraș verde, un oraș care să devină vizitat. Asta ne obligă să facem mai departe aceste benzi pentru autobuze, sensuri unice, locuri de parcare, să-și lase oamenii mașinile și să se poată plimba cu aceste autobuze prin Suceava, pentru că oraș verde înseamnă să descurajăm pe cât se poate celelalte forme de transport și să încurajăm asta pe cât se poate, spun. Eu sper, dacă au o autonomie de 250 de kilometri,
să se gândească și la un parteneriat cu zona metropolitană pentru transport în perioada care urmează, pentru că, vedeți dumneavoastră, localitățile satelit din jurul Sucevei sunt cele care vin foarte des în Suceava și acest transport ar trebui să-l extindem tot nepoluant și în zona metropolitană. Da, un oraș al cetății, al muzeului, al muzeelor, un oraș care a primit un parc și va fi amenajat frumos, merită să fie un oraș verde. Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, crede că Suceava este pe un drum bun în aplicarea strategiei pentru realizarea unui oraș curat ecologic. Astăzi, iarăși, suntem în situația în care vorbim despre un nou proiect pentru municipiul Suceava, un proiect verde, care dă o gură de oxigen în plus Sucevei prin eliminarea acestor mijloace de transport care produceau foarte multă poluare în municipiul Suceava. Așa cum v-am obișnuit, aproape de vreo două săptămâni de zile, din două în două zile, venim cu un proiect nou. Mă bucur că fac parte din această echipă, echipă care a reușit performanță la Suceava, performanță administrativă, și vedem că astăzi se coc, ca să spunem așa, marile proiecte. Unul din ele fiind aceste autobuze electrice care fac din Suceava să fie un oraș cu transport verde, ecologic, și mă bucur lucrul acesta. Îi mulțumesc primarului Lungu pentru munca care a depus-o în anii aceștia și n-a fost ușor. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, a declarat că municipiul Suceava este un adevărat pionier în dezvoltarea unor proiecte mari și moderne la nivel național. Transport electric 100%, oraș verde, ați fost un vizionar, dumneavoastră și echipa, felicitări pentru asta, sunteți într-adevăr aproape cei mai tari din punctul ăsta de vedere la nivel național. Eu știu că sunteți cei mai buni din regiunea noastră și chiar sunt foarte bucuros să văd că un proiect finanțat din program operațional regional are un asemenea rezultat. Până la urmă contează faptele și contează să ne uităm către viitor. Acum vedeți dumneavoastră, se pune un foarte mare accent pe zona asta de protecția mediului, energie cât mai verde, poluare cât mai redusă, și este bine să dăm exemple, că se poate. Avem multe proiecte pe mobilitate urbană în regiune care sunt în curs. Am venit cu mare bucurie să marcăm acest moment, care sper să-i mobilizeze și să-i determine să acționeze și mai repede și pe ceilalți care au asemenea proiecte. De asemenea, așa cum spunea domnul Lungu, nu ne stresați cu proiectele viitoare, ci ne bucurați să aveți proiecte pentru viitor. Sunt mulți bani alocați României pentru exercițiu viitor, atât din exercițiu financiar propriu-zis, cât și din planul de reziliență și refacere. Și de felul în care vom avea asemenea fapte și în perioada următoare va depinde viața noastră și șansa să avem impact, că de fapt contează să investim banii europeni, nu să-i cheltuim. Iar echipe precum cea a dumneavoastră ne fac cinste. Mulțumesc, domnul primar! Alte 15 autobuze electrice de dimensiuni mari, lungimea de aproximativ 12 metri, vor fi livrate Sucevei de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, numai că în acest caz licitația trenează de mai multă vreme. Totodată alte 18 autobuze electrice de mici dimensiuni, aproximativ 6 metri lungime, vor fi furnizate primăriei tot printr-un proiect european.